ați fi retrogradat cumva dacă ați fi rămas și consilierul de Facebook? Adică n-am mai văzut de la viceprimarul de Facebook, n-am mai văzut că ați fi rămas și consilierul de Facebook, așa da, cum făceați înainte. Nu neapărat din acest caz. Chiar m-am gândit la un moment dat că asta o să mă întrebați, pentru că n-am mai avut discuții în sensul ăsta și știu și că ați scris și tot așa. Eu n-am început în momentul în care a fost viceprimar să intru pe Facebook să fac. Eu acest concept l-am avut în momentul în care lucram la Termocalor Confort și mergeam la un alt post de televiziune din oraș, ce era în momentul respectiv acum 7-8 ani, și stăteam 3 ore la o emisiune cu moderatorul respectiv și oamenii sunau și puneau numai probleme de termocalori, de căldură și de apă caldă, bineînțeles, atunci ajutoare de încălzire cum erau, și făceam exact același lucru care l-am făcut ulterior pe Facebook, notam adresele, notam problemele și efectiv le rezolvam după. Nu era foarte mare vizibilitate pentru că și acel post de televiziune n-a prea avut niciodată foarte mare rating și nu vedea foarte multă lume, dar cei care erau interesați știau că în momentul, o dată pe lună sau chiar mai des, mergeam la postul respectiv și chiar se rezolvau problemele. Exact cum le-am făcut și ulterior pe Facebook. Bun, s-a terminat campania electorală, am pierdut, cum am pierdut nu mai contează, a câștigat altcineva. Ar fi fost foarte complicat ca eu să continui același lucru pe Facebook, pentru că, vă spun foarte clar, colegii de la societățile subordonate deja s-au întrecut pe ei înșiși și pe Facebook să mă jignească, să mă înjure, să mă denigreze, și atunci cum puteam eu să mai apelez la un director de societate să-i spun mai puneți niște coșuri de gunoi acolo sau faceți curățenie acolo pentru că nu sunt coșuri sau nu face nimeni curat sau nu vă ocupați de spațiul verde, când el mi-a scris toată campania, ești un nenorocit, ești un trădător, n-aveam cum efectiv, înțelegeți? Deci nu mai aveam pârghile respective și am dat un exemplu întâmplător de director sau de colegi din alte unități. Pentru că așa sunt oamenii și eu chiar mă bucur că am văzut într-adevăr fața adevărată a oamenilor. Sunt și oameni care au rămas oameni, foarte puțini din păcate, cred că îi număr pe două degete de la mână, iar restul și-au arătat adevărata față în momentele respective. Și sunt bucuros pentru acest lucru. După aceea am încercat să creăm acest grup, chiar a fost ideea mea. Am vorbit cu Răzvan și cu ceilalți colegi și au fost cu toții de acord grupa. Am făcut pagina de Facebook ca să încercăm să comunicăm într-un fel sau altul. Și, bineînțeles, nemai fiind nici viceprimar, cred că problemele acestea mai mici, mai stringente, trebuia să le rezolve colegii care au venit în locul meu ca viceprimari, ca cei doi viceprimari, precum și cei din primărie, bineînțeles. Că se face, că nu se face, asta nu pot eu să spun, asta trebuie să spună piteștenii, este foarte clar. Dar nu mai aveam efectiv cum să fac. Am încercat, noi am fost cât de cât războinici la începutul perioadei în care am fost consilier, dar ușor, ușor am văzut că nu există, cum am spus și la început, nu există un interes să încercăm să facem măcar o opoziție având majoritate. Și atunci, sincer să fiu, v-am spus, mi-am văzut efectiv de treabă.